Conform ultimelor date oficiale, în luna ianuarie acestui an, erau înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara peste 6.000 de șomeri. Tot în luna ianuarie acestui an, peste 400 de persoane din județul Hunedoara s-au angajat prin intermediul AJOFM Hunedoara. Având în vedere că în județ sunt numeroase posturi vacante, AJOFM Hunedoara pregătește pentru perioada următoare o nouă bursă a locurilor de muncă. Data când se va organiza aceasta depinde și de condițiile pandemice, dar la nivelul județului Hunedoara semnalele sunt pozitive. Rata de infectare cu COVID-19 fiind în scădere zilnică de aproape două săptămâni. În luna ianuarie s-a înregistrat o angajare, un număr, ca să zicem așa, de 406 persoane care și-au căutat și și-au găsit un loc de muncă prin intermediul AJOFM Hunedoara, dintre care 178 de femei. Noi avem un număr foarte mare de locuri de muncă înregistrate în evidență. Intenționăm să organizăm bursa locurilor de muncă. În momentul în care ni se vor permite și restricțiile pentru pandemie se vor fi ridicate, sunt societăți care își caută locuri de muncă, care își caută angajați, personal și sigur că încercăm să găsim la cât mai multe persoane locuri de muncă. În cursul anului trecut, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara și-au găsit un job 6.825 de persoane, numărul acestora fiind mai mic decât în 2020, când s-au înregistrat 7.337 de angajări.